Mă numesc Marginean Ironiu și am început această afacere de familie în anul 2014, în ideea că trebuie să facem ceva mai natural, mai curat, mai bun și pentru oameni care chiar țin la o dietă mai sănătoasă. În această afacere lucrează toți membrii familiei, eu, soția, fiul și fiica. Eu sunt Alexandru Marginean și am început această afacere împreună cu părinții mei în anul 2014. Fructele și legumele pe care le cumpărăm pentru realizarea produselor le luăm din țară, cât și din jurul orașului de la producători locali. Primul produs cu care am început a fost siropul de soc. Acesta l-am făcut în primul an în cantități destul de mari, apoi de la an la an ne-am tot extins. După care am continuat cu bulionul și cu zacusca, care a și ajuns cel mai vândut produs. Ne mândrim cu asta. Apoi a continuat o gamă mai largă de produse în funcție de sezon, și anume dulcețuri, apoi am continuat cu murături și de la an la an am diversificat fiecare gamă în parte, și anume la dulcețuri am început cu dulceață de căpșuni și de caise, apoi la cerere am făcut de gutui, de măceșe, de prune. Ca și murături avem o gamă destul de largă, și anume castraveți murați în saramură, gogonele în saramură, varză murată, ardei capia copt, ardei gras copt. Avem o gamă de 25 de produse, din care 10 sunt produse dulci, siropuri și dulcețuri, iar restul produse murate și salate. Produsele noastre le găsiți în magazinele Simpa din Sibiu, plus în alte peste 60 de magazine, tot din Sibiu, băcănii din țară, iar peste hotare sunt câteva magazine românești, Germania, Italia, iar în viitorul apropiat și în magazinul online. Zacusca trebuie amestecată foarte bine ca să nu se prindă pe fum și trebuie să fim foarte atenți. Punem uleiul, ceapa, se călește bine, pe urmă adăugăm gogoșarul, după gogoșar vinetele, bulionul, sarea și piperul. Și trebuie amestecată 3 ore, 3 ore jumate. Cel mai important e bună, că e făcută cu suflet. Noi acum producem sarmalele tradiționale cu carne, dar avem și sarmale de post. A început postul, în viitor apropiat o să le băgăm pe magazine. Vor fi livrate, deci prima dată băgate în caserole congelate, acea vor fi livrate, așa arată în caserole sarmalele. Varza murată este murată făcută aici la noi, adusă din bazinele agricole cele mari din țară, și o murăm aici la noi, acasă. Sunt Octavia, mă ocup de etichetatul borcanelor. Mă asigur că eticheta este pusă drept și corect pe borcanul care va ajunge pe raft. Gustați și voi produs în Sibiu!